frate, pe ăsta cum a urcat pe geam. Deschide! Deschide, Coșpan! Și totul pe el. Fantastic. Ia, Costi, deschide-ne și nouă ușa, te-ai închisă ușa. Oprește-te, oprește-te, Dragoș, Dragoș! Ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Cum te-ai urcat pe volanul, așa o să mă urc eu pe tine. Nu am venit aici să învăț să conduc. Vrei permisul? Da, vreau. Dacă vrei ceva, trebuie să plătești. 300 de euro, da? Mașină. Mașină. Pe stradă. Ce e asta? Nu. Asta e nașa. Ce se întâmplă pe bancheta din spate a mașinii de școală? Pe cine iubești tu? Iată, bără! Trebuie să-l prinzi în fapte soțul tău, da sau nu? În foarte multe căsnicii, femeile cu minți, la locul lor, frumoase și blânde, sunt apreciate de bărbați. În timp, ele devin echilibrul întregii familii. Dar vai de acele fete cu minți care se îndrăgostesc de un bărbat interesat doar să profite de bunătatea lor. Cum reușește un bărbat să sucească mințile a zeci de femei? Ce face un soț ca să scape basma curată în fața soției? Și mai ales, cum face rost de bani un instructor auto? Răspunsurile, doar aici, doar în această seară. Bună ziua, domnul Ernest. Eu mă numesc Matache Tina. Cu ce vă putem fi de folos, doamnă? Am venit destul de îngrijorată și, într-un fel, revoltată pentru problema fiicei mele, care e căsătorită de vreo 7 ani. Și până acum aproape vreun an de zile, i-a mers destul de bine căsătoria, dar a început să scârție și nu pot să stau detașată, indiferentă, pentru că mă doare de copilul meu. Când o relație începe să se destrame, este normal să fie așa. Ginerele meu este foarte schimbat, destul de arogant, e obraznic cu ea, nu și are grijă. Și nu alfire? Nu. Au mai și merge copii? Bine. Nu au copii încă. Și atunci, doamnă, care să fie cauza problemelor? Sunt sigură că are o femeie. Fiica dumneavoastră știe că ați apelat la noi? Fiica mea nu vrea să apeleze la nimeni, nici la noi nu vrea să apeleze, dar eu, ducându-mă la ei tot timpul în vizită, am văzut aceste diferențe de atitudini. Ea tot timpul este iritată, îi reproșează, bineînțeles că are motive, el întârzie. Noaptea, ce înseamnă, doamnă, că întârzie? Eu înțeleg că poate să aibă ore suplimentare pentru conducerea mașinii, instructor auto, da? Unii vin la cursuri după servici, de exemplu. Corect. Dar problema este că la 12:01 noaptea, când de multe ori vine, nu cred că există asemenea cursuri. Eu când aud de ore suplimentare, automat mă gândesc și niște bani în plus. Nu, stați puțin, să lămurim lucrurile. Fiica mea tot timpul vine și îmi cere bani. Mă roagă să o ajut, deci el a început să nu mai aducă bani în casă. Nu mai aduce ce trebuie în casă. Deci e total schimbat, e alt om. Deci... Dar uitându-mă așa peste ce mi-a spus, în ce fel dialoghează cei doi, ce atitudine are el, lipsa banilor, toate acestea... Te duc cu gândul într-un singur loc. Cristina simte că e înșelată, că atitudinea lui dovedește că e înșelată, dar ea tot speră că se va trece peste situația asta, el își va reveni, îl iubește foarte mult, dar eu nu pot să o las să trăiască în minciună, în niciun caz. Că se simte clar că el minte și eu nu vreau să o las în situația asta. Ea trebuie să ia o hotărâre. În favoarea tinereții ei, în favoarea viitorului ei. Nu pot să accept să meargă mai departe în condițiile astea. Salut, omule. Servus, ești singur?
singur momentan. Scuze că am venit cu mâna goală, dar m-am gândit că... Nu face nimic, că stai liniștit. Ultimul lucru de care ai nevoie acum ar fi niște mâncare nesănătoasă, nu? Hai să te pun un pic în temă cu ce avem noi de făcut. O să avem de urmărit un instructor auto. Ba, să vezi cât avem de alergat după omul ăsta. Ar trebui să montăm niște camere de supraveghere în mașina cu care el face... În mașina cu care el face școală. Să vorbesc cu colegii ce pot să fac. Plus în apartamentul unde domiciliază împreună cu soția. Ca să facem asta, trebuie cumva să prindem o plătiță, să avem acces. Exact. Asta va fi partea cea mai dificilă. Restul ține de plăcerea voastră de a merge cu 20 la oră prin București. Wow, nici nu știu la ce mă aștept. În fine, hai. Asta este clientul nostru, stăpânul nostru. Scoate la capăt, stai liniștit. Mulțumesc frumos, pe la treabă. Virgil, avem de lucru. Avem un caz nou, pe gustul tău așa, pe placul tău. O să vorbim la sediu. Hai, strânge echipa. Detectivii pornesc misiunea. Montează camere de supraveghere și microfoane atât în apartamentul Cristinei, cât mai ales în mașina condusă de Alin. Filajul poate să înceapă. Ora 8 dimineața, în casa soților Dobrin. You are my soul. You are so beautiful. Îți sună telefonul într-o veselie. To me? Da, îți sună telefonul într-o veselie. Mamă, dar ce te dă poate parfum? Iar încep cu paranoia. Hai că nu-i nici bai, nu mă lași. Ierăși ca o cocotă. Nici bai, nu mă lași. Așa trebuie să mergi neapărat la muncă, să miroși. Cristina, iar încep cu paranoia. Cu câte te-ai dat? Cu două fusturi. Două fusturi sau da, cu două parfumuri? Cu două fusturi, cu două parfumuri, da. Cu un parfum și cu un bine spray. Bine că știu să te dai cu parfum și să... Dar să mă ajuți cu treabă niciodată, nu mă ajuți. Uite, soră mea, vezi ce bine o ce cu bărbată? Iar încep că ai vorbit cu sorta, cu cumnată ta, cu... Lasă-mă, Cristina, îmi place. Te-am rugat să faci cumpărături, de atâta lucru nu ești în stare. Sunt și eu obosită, am nevoie de ajutor. Lasă-o încolo de treabă. Și eu am nevoie de atenție. Ce atenție? Că ți-ofer destul atenție. Unde? Nu găsesc. Cristina, chiar vreau să fiu lucid, pentru că astăzi am un examen, eu am o zi foarte importantă. Și de-aia te-ai parfumat în halul ăsta? Sunt un profesor, da? Așa și? Un profesor trebuie să fie tot timpul aranjat și tot timpul pedant. Cum vrei să mă duc acolo? Să miroși mai tare decât brădulețul din mașină, nu? Lasă-mă, prostiile tale. Prostii? Da, prostii. Vorbim. Să nu uiți de cumpărături! Iată atmosfera din casă. Ușoara gelozie a Cristinei și felul mai degrabă impertinent al lui Alin de a răspunde. Nu este de mirare că mama soacră își face griji. Ca să afle mai multe, detectivii pleacă în urmărirea suspectului. Vă reamintim că bărbatul este instructor auto și că soacra lui îl bănuiește de infidelitate. Ora 11:30. Ajunge în zona drumul taberei. Salut, chinezule! Hai, salut, hai, salut! Hai, bagă-te repede acolo! Vezi ce-i afară? Ce noroc ai tu astăzi! Hai, chinezule! Hai, tată! Hai! Ești pregătit? Sunt! Așa, așa te vreau! E vremea asta, cam... Ce vrei să facem? Asta e, trebuie să faci cu așa frână de mână. Regrează-ți oglinzile, tergete pe față, uite așa. Dacă nu mai avem baterie la dronă. Coboară drona, că am pregătit-o pe a doua. Da? Poți să conduci drona așa de mers? Fixă tehnologie. Chinezule, vezi că eu am vorbit cu ăștia. O să te coste 300 de euro. Cât mă costă? Vrei permisul? Da, vreau. Dacă vrei ceva, trebuie să plătești. 300 de euro, da. 300 de euro. Până mâine o rezolv. Sper să nu pici cu Ionescu, că ăla e foarte corect. Da, mai da. Sunt și de astea. Sunt. Deci ăsta e jale cu el. Da, eu câteva telefoane, că am câteva contacte. Și o rezolvă. La mine e treabă singură. Când vorbesc. Când nu se rezolvă, nu mă bag. Am înțeles. La tine, la serviciu, ai pe cineva care
Nu are permis? Și-ar dori permis? Da, am vreo două colegi la facultate care sunt interesate să înceapă școala. Super, dă-le numărul meu de telefon, să mă sune și rezolvăm. Și prețul e cam același, da? 300, 350, 400, repet, depinde de polițist. Sincer să spun... Da, știi cum e, o mână spală pe alta. Da. Tu dai mie, eu dau altuia și așa mai departe. Da. Sincer să spun, am niște emoții, dar... Păi, ai emoții, lasă-mi. Cred că o să mă descurc. Permis auto 300 de euro. Doamne, dar acest om nu se gândește deloc la siguranța elevilor săi și nici a celor din trafic. Pentru el, doar banul contează. Ne auzim, salut! După un sfert de oră, Alin ajunge într-o parcare din zona Cotroceni. Salut! Salut! Toate bune? Da. Ce ai rezolvat cu aia? Tu vezi ce se întâmplă. În momentul de față e foarte greu. Nu știu, frate, eu știu că oamenii pun presiune. Ascultă-mă. Să știu pe cineva și tu. Dacă nu-mi place unul la moacă, n-am cu cine să știu. Oamenii pun presiune asupra mea. Eu am luat banii de la ei. Te-am rugat, de trei ori ai picat. Tu nu ai văzut ce față are? Ce treabă are fața cu nu? Se mișcă bine la volan? Care-i treaba? Banii? Păi banii. Am și bani tot timpul, bani. Păi nu dau mai departe, ce crezi că rămân la mine? Păi da, dar rezolvă treaba. Păi și din ce în ce mai greu. Ce greu? Păi dai ce crezi că rămân la dai, nu e greu. Păi ce crezi că rămân la mine în buzunar de niște? Că din ce în ce toți sunt mai scumpi. Îți rămâne. Trebuie văzut data viitoare că scorurile o să fie altele. Păi da, dar rezolvați și voi din prima. Voi vreți bani, vreți bani, dar deci, nu rezolvați. Că nu se mai vinde nimeni la pădurei? E din ce în ce mai greu să apelez. Hai că timpul înseamnă bani. Ok, hai, rezolvi. Nu știu cum faci, rezolvi. Ok, hai, o zi bună, ne auzim. Incredibil. Ia mită de la elevi, o dă mai departe și o mână spală pe alta. Iar asta se numește infracțiune. Detectivii intră în alertă. Aici doi, așteptăm să treacă de intersecție și de aici o să-l preluăm noi. Vă rog frumos să fiți atenți, omul este instructor, da? Nu uitați asta, are obicei să se uite în oglinzile retrovizoare, da? Deci vă rog frumos să fiți atenți, încă o dată, repet. Bine că nu e taximetrist, că ne era și mai greu, aveți grijă! Ora 13. Ce faci, viața mea? Bine, bună! Ce faci? Bine, te așteptam. Și eu. Sărutul fierbinte dă verdictul final. Tânăra blondă este amanta lui. Așadar, mama soacră l-a bănuit corect. Hai, pune centura. Oglinda, așa cum ai învățat, nu? Așa, și asta? Mai ok, pe aia o văd. Mamă, ești tremurtată. Am emoții, o lecție. Ai emoții așa tare? A, cu mine? Uh-huh. Cum vrei să conduc în starea asta? Serios? În care stare? Cum în care stare? Foarte bine. Ești înfierbântată? Ești mai putere, mai am emoții. Așa o să mă urc eu pe tine. Cum te-ai urcat tu pe volanul, așa o să mă urc eu pe tine. Hai, dă-i pe stânga. Fac parcare? Dar cu spatele vreau să... Cu spatele vreau să faci parcare. Alo. Las, Nicule. Alo. Unde te urci pe ăla? Nu mă urc. Măi, femeie și... Bine, și tu cum cobori? Bine, hai, ok, ai parcat mașina și tu cum cobori? Nu cobor, decât la garsonieră. Nu aici. Nu aici. Cum ne vede nimeni, nu vezi că plouă, cine era cu mine? Ninge. Era nicio garsonieră. Nu, aici. Hai în spate, hai. Nu, eu vreau acum. Nu e nimeni, hai. Te rog. Aia, te iau cu forță. Garsonieră. Nu, niciun garsonieră, hai. Echiparul și-l vedeți pe suspect? Intră acum cu domnișoara blondă pe pacheta din spate. Bă, băiatule, cât tupeu să aibă, mă, ziua în miaza mare, mă? Ăsta unde l-a bucat, bă, nu trebuie să-l lovească, nu are niciun treabă. Hai, lăsați vrăjeala și puneți mâna pe treabă. Avem nevoie de probe cât mai compromițătoare, da? Aveți grijă să nu vă vadă. Am înțeles, repete, te rog. Repet, aveți grijă să nu vă vadă. Repet, aveți grijă să nu vă vadă. Ok, recepționat. Ce fel de relație au cei doi? Să fie doar o aventură, cât durează cursul de șofat? Sau e ceva mai mult? Ora 15. Fericit și împlinit, domnul instructor își continuă ziua. Ajunge în zona Rahova. Detectivii nu-l scapă din ochi. Cumpără 3 cutii de pizza și apoi intră într-un bloc.
Aici să fie oare acea garsonieră despre care Alin vorbea cu amanta lui? Orele trec și subiectul nostru nu mai apare. Detectivii însă rămân pe poziții. Ora 2:15 dimineața. Soțul rătăcitor se întoarce acasă. Ce faci la ora asta, Vic? La ora asta... La ce nu mă pupi? Sunt obosită, mă doare capul. Bă, și ce treabă are pupatul cu durutul, că am furut cărințele? De unde ai umblat? Doamne, zici că e Smiley, nu vrei să câți mărat de aia de unde vii la ora asta? Unde? La muncă, Cristina, unde am fost? Până la ora 1 noaptea. Până la ora 1 noaptea, când vin cu bani acasă, nu poți să muncești 3-4 ore. Care bani? Că înainte aduceai, acum aduci fix salariul pe care l-ai. Tu mă iubești pentru bani? Ești rece, nu, dar ești rece, măi, era mișto. Uite, vezi, ești foarte schimbat, nu știu ce se întâmplă foarte cu tine, schimbat, tu nu mă mai iubești. Foarte schimbat, parcă ești o moară din aia stricată, foarte vezi, schimbat. Vezi, tu nu mă mai iubești. De ce nu te mai iubești? Nu vine acasă, ți-am zis nopțile de acasă? Am venit tot timpul cu bani? Când a fost posibilitatea? Acum nu mai pot să mai fac. Au căzut niște capete la nivelul înalt și eu nu pot, nu mai am aceeași contacte ca atunci, ca să mai fac niște combinații. Dar ușor, ușor o să revin cu chestia asta. Deci problema ta, până la urmă, unde e? Că eu vin la 1 noaptea? Da. Că eu vin la 1 noaptea? Sau că nu mai aduc bani în casă? Ambele. A, ambele. Deci mă iubești jumate pentru bani și jumate că vii la 1 noapte, sau că nu îmi trece. Că te iubești jumate pentru bani, jumate că vii la 1 noapte. Am senzația că tu mă înșel și tu nu mai conferezi în familia asta. E doar în căpșorul tău chestia asta, pentru că tot tu vorbești pe nată, tu vorbești cu... Păi normal, nu e sora mea. Sora ta. Nu e sora mea. Dar nu știe relația noastră. Nu avea relația noastră și știi că pe tine te iubesc. Da, o relație care s-a răcit. Hai, Cristina, s-a răcit? Hai să încălzim atmosfera. Dacă s-a răcit. Încălzește-o singur. Încălzește-o singur? Păi uite, spui că sunt rece. De ce spui că sunt rece? Eu vreau să fiu cald, uite. Vreau să-mi faci un masaj pentru că sunt foarte încordat. Am muncit foarte mult astăzi. Hai, Cristina. Dar nu știu, vreau să fiu înapoi persoana pe care am cunoscut-o la început. Bine, o să-mi dau barul ales ca tu mi-a dat. Mai face mișto de mine. Uite, vezi, dar tu nu... Deci tu nu vrei să te înveselești deloc. Nu, ce pentru că tu mă întristezi de fiecare dată, mai nu mă la mișto. Hai să te împac atunci. Nu vreau să mă împaci deloc. Păi posibil. Vreau să vorbesc cu tine, dă-ți pantalonul mic și eu să vorbim. Lasă. Hai, tu-și curcă-ți. Ce vorbe sunt astea? A uitat că cea care stă și l-așteaptă îngrijorată, ca el să ajungă sănătos acasă în fiecare zi, este femeia căreia i-a jurat credință și respect. Păcat! Ora 8:30 de minute. Alin pleacă de acasă. Detectivii îl filează din nou din aer. Ajunge în zona militari. Detectivii sunt pe poziții. Neața. Neața, domnișoară, ce faci? Uite, bine. Hai, bagă-te, că e frig, nu vezi ce e afară. Da. Ce faci, cum ești? Uite. Dar fă-te comodă, unde te duci? Pui centura peste geaca asta, ce? Păi și ce vrei, mă dezbrac? Dar normal, dă-te în jos, te încurcă. Hai, că toată căldura mi-a scos din mașină. Am făcut cald aici special pentru tine să-ți fie bine și tu urci cu bufanta aia pe tine. O fi luat doamna Alexei ca lumea de... De condus? Ce te colte mare, domnule. Ce te-ai furit pe asta? Păi mi-e frig. Ai pune el centura? Pune. Bagi intra întâia? Da. Semnal? Ne asigurăm? Hai, și mergi după ei? Hai, a doua. A doua, coturăm și rămânem fără benzină, draga mea. Are un stil aparte, domnul instructor, să le învârtă printre străduțe, să le ducă numai prin... Numai la înghesuială? Da, nu e... Nu scoate în trafic așa... Să le expună. Și tu ești singură și eu sunt singur. Hai să ieșim la o cafea. Ia să dau o cafea cu tine. Da, ești cu profesorul tine, meu. Peste 3 zile nu o să mai fiu profesorul tău. Tu ești o femeie singură, eu sunt un bărbat divorțat. Ești o femeie matură, mie îmi place de tine. Păi, eu am venit aici să învăț să conduc, să mă înțelegi. Hai, nu mai fi așa. Lasă-mă. Ce reacțiile astea? Nu-mi place, deci te rog frumos. Bă, bărbatul ăla nu e bun. Da, ăla nu e bun și nu știu, nu e și bun unde? Și la revedere, dar la... Dar de ce vorbești așa? Păi ești nesimțit. Stai puțin. Da, ești nesimțit. Hai. Singur și divorțat. Doamne, în ce hal minte Alin pentru a avea câteva ore de plăcere.
Detectivii se întreabă consternați câte relații are acest bărbat, cu câte eleve. Doar că se vede treaba că ulciorul nu merge de prea multe ori la apă. Nu mai fac nicio oră cu tine, da? Lasă-te puțin. Lasă-mă. Calmează-te puțin, bine, îmi cer. Nu am ce te discut cu tine, ești nesimțit. Poate m-ai înțeles greșit, dar tu știi prea bine că nu îmi place. Da, uite câte femei ai în viața ta și... Hai mă, lasă-mă. Claudia. Nu vreau să am de face cu tine, te rog frumos. Nu mă mai suna. Bă, ești culmea, nu știu ce e reacția asta. Dragi femei, nu vă îngrijorați. Nu toți instructorii auto sunt așa. Însă pentru cei care vă fac asemenea avansuri și au comportament necorespunzător, vă rugăm să mergeți și să faceți reclamație la cea mai apropiată secție de poliție. Nu vă lăsați umilite doar pentru a obține un permis auto. Echipa 3. Ăsta cred că s-a aprins că tot timpul stă cu ochii în oglinzi, n-ai instructor auto și defect profesional. Tot timpul se uită dreapta, stânga, spate și poate să ne rulăm din când în când. Dar să nu-și dea seama. Ora 12 și 30 de minute. Ajunge în zona drumul taberei. Salut! Salut, salut, chinezule, ce faci? Mulțumesc bine. Tu? Bine. Fii atent cum ne-am înțeles, da? Ăștia-s banii. 300 de euro, da? I-a dus cașcaval. Că după cașcaval e avară asta. Cașcaval și femei. Instructor, preot, șef de post. Tu ai dat bani ăștia, trebuie să ai și tu grijă. O să nu am grijă, nu e problemă, dar... Vezi cu semnalul cu alea că ăștia sunt bandiți. Da? Chinezule, că e treaba asigurată, am permis un buzunar. Dacă ți-am promis, ți-am promis. Ceau. Pa. 300 de euro. Iată șpaga pe care elevii o dau lui Alin ca să își obțină permisul de conducere. Că e o infracțiune, asta o știm. Însă gândiți-vă că totul se poate termina cu tragedii, de vreme ce acești tineri ajung să conducă pe drumuri publice, cu examene aranjate, inconștiență curată. Cu câteva sute de euro în buzunar, Alin o ia din nou din loc. Detectivii se așteaptă deja la orice din partea lui și îl urmăresc atent. O, finule, ce faci, finule? Ce fac, mă, nașule, măi? Uite ce-ți fac. Asta-i poft. Pe la turcu, te-a să iau așa urma? Păi n-am mâncat nimic. Vreau să mă închidi și mie garsoniera aia. Numai că tu ești împrăștiat, lasă că te știu. Hai, mă, lasă că fac ești curat, frate. Ești împrăștiat, mă, pe jos alea și vede aia. Hai, și ai urea după aia, ce că mă cu alta acolo, nu e bine. Ai văzut că de atâta ori ți-am ținut tira și nu știu ce. Și de ce nu te-ai să-ți închidești tu garsonier? Nu mă dumă, că ai și vezi bă, banii mei, hai mă, ce-i? Hai mă, că îi da și eu o bere unde. Nu ți-o dau. Dar fina ce faci? Mă doare cap. 3 zile o doare capul, 7 zile neamul de la rușioși. Și uite cum trece lumea. Și după aia se întreabă, frate, femeile, de ce dracule lasă bărbații? Păi dacă nu eu dai cum... Normal. Dacă acum, nu dai când trebuie, știi care chestia? Că și eu am avut probleme cu... Bă, dar eu am mai dresat-o un pic. Știi care chestia? Că îi mai dau un bănuț acolo. Înțelegi? Și după aia... O prostești, da? O prostesc pe partea mea, pe partea aia acolo îi fac placurile, un cadou, o mai scot așa din când. Și ce pun și eu deoparte și fac și o viață. Știi că femeile sunt femei neveste și femei... Uite, da. Cum ar fi domnișoara. Păcat că are permis. Da. Că dacă n-avea permis, băi, era cursanta, mai luam 300 de euro. Da. Poate ne întâlnim și noi la o bere ceva cândva, da? Sună, mănașul. Poate te mai gândești la garsoniera. Nu. Hai, ceau, baftă. Plătește. Pa, pa. Cum e nașul, așa e și finul. Afemeiați până în măduva oaselor, ca să nu spunem altcumva. Important este că acum avem certitudinea că Alin are o garsonieră închiriată. Un cuibușor de nebunii plătit cel mai probabil din banii primiți pentru permise. Nu, noi renunțăm, rămânem aici pe poziție, luați-i voi mai departe, da? Ora 15. Alin intră într-un club. Detectivii după el. Ah. Ce faci, mă? Incredibil cât foc și pasiune poate zace în Alin. Când o blondă, când o brunetă, toate mici de înălțime și toate dispuse să-i facă jocurile. Să fie și această tânără agățată tot la școala de șoferi? Ce faci? Bine, mă, tu ce faci? Te-am așteptat să vii cu o sticlă de vin în garsonieră și tu? Da, mă, și mie mi-a fost rău. De când în garsonieră, cred că am fost de 10 ore acolo. Da, mă, puiule, dar și ce vrei să fac? Nu, eu nu vreau.
vreau, ce mai sunt ca toate femeile ușoare și mă duc la hotel, ai nebunit? Doamne, mă, pe bune? Mai bine avem acolo, nu știe nimeni unde mă duc, ce fac, la cine mă duc. Seară. Și nu e prima dată când se întâmplă că tu te abonezi. Păi dacă a venit ăla. De ce? Ce are? A venit mai devreme de la muncă, i-am zis mă duc până la farmacie. Hai că vin și eu cu tine, iubita mea. Mă duc la o prietenă. Păi că te duc eu. N-am putut să scap de el. Mă dispera și pe mine asta, mă dispere, că de ce vii la ora asta, că de ce nu mai faci bani, că e nebun. Ce vrei, mă, așa suntem noi femeile. Of, 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 of. Ah. Uite, ce? Am dat rateu din cauza ta, vezi? Lasă de la mine. Hai să te văd. Da, te dorim pe tine. Păi eu nu știu ce trebuie să facem noi. Pupa, nu. Ei bine, domnul instructor știe ce să aleagă. Femeie căsătorită, disponibilă întotdeauna. Oare bruneta o știe câte iubite aduce bărbatul în garsonieră? Sau ea crede că acel cuibușor este doar pentru ea? Mă, ție ți-a fost doar de mine. Ora 18. Amanții ies din club și urcă în mașină. De s-a rost. Ești nesimțit. Zici că ești Elena Ceaușescu, nebună. El căsătorit, ea căsătorită. Fiecare își înșeală jumătatea, însă niciunul nu pare să vrea să divorțeze. În acest caz, nu prea pare vorba de iubire, ci doar de aventură. 3-3, recepție, m-a auzit? Recepție! Ce faceți, mă? Dormiți în post? V-ați dus toți la țigare, la cărți? Suntem pe fază. Suntem într-un blocaj din regie, o să-l pierdem pe subiect. Da, vă văd, subiectul este în fața voastră, nu-l pierdeți, n-aveți cum. Dacă mai punem o dată semaforul... Iași. Ce-ați făcut? Hai că ne-a lovit unul din spate, acum. Bine, vedeți cum faceți cu accidentul și ne vedem în sediu, da? Mamă, sediu. L-a prim pe aia blondă cu picioare. Nu mai o blondă are? Asta nu-i nașul, somă? E una! E una acolo! Ca și colegul meu, ne deschide acum. Deschide. Ce cauți, mă, cu ea? Ce cauți, cu moticoa? Ce să stau, mă? Ce să stau? Băi, asta e prietenie, mă? S-a dat la mine, ce vrei? Ești nașa mea de cununie. Pardon. Ieși! Nu ies, dar să-mi spui ce faci cu asta aici! Mai bine întreabă de câtă vreme te bănuiește pe tine de infidelitate. Mai bine întreabă-te tu, nevoia să te amândai când tu mă urmărești pe mine, prieteni! Nu era același lucru! O, amantă, ține casa! Ai bărbat în locul tău! Da? Trebuia ce? Să-mi dai afecțiune! Ce afecțiune? Trebuia să mă las să bag botul pe aici, pe aici, pe aici, pe unde știu eu! Cum bărbat e? Ia mâna după mine, te camuflai, spuneai plapă, tu erai Tutankhamon, te făceai așa în plapă, mă, tu? Te-am bănuit, dar nu eram. Gelozia este o boală foarte gravă. M-ai iubit? Fii sincer, ultimul moment. M-ai iubit vreodată? Ora 17:40. Alin și soția lui se pregătesc de plecare. Aranjați, frumoși, par de la distanță un cuplu fericit. Doar că adevărul este unul dureros. Ora 19:30. Intră într-un restaurant românesc. Detectivii care sunt pe urmele lor nu scapă momentul și intră și ei. Muzica, vinul și voia bună pot fi uneori leacuri pentru relații aflate în criză. Și uite așa se face că soției lui Alin i-a mai revenit cheful de viață. Poate, poate s-o mai da pe brazdă Alin. Vine, Nașule, bine ai venit! Bine te-am găsit!
Asta e chiar culmea. Nașul de cununie a venit la petrecere însoțită de soția lui. Nimeni alta, dacă vă vine să credeți, decât amanta. Mă rog, una dintre amantele lui Alin. Deci finul și nașa de cununie sunt amanți. Nu se poate așa ceva. În sufletul soției există speranță în iubire, pe când în sufletul nașei ipocrizie și trădare. Mă duc la o țigare, nașule. Tu nu fumezi, îmi pare rău, mă duc la o țigare. Doiu, fii pe fază, ești din restaurant, ești din restaurant acum. Sunt aici, sunt cu ochii pe ei, nu te panica. Ești prin spate, la locul de fumat, dă-mi repede imagini. Sunt după ei acum. Mă, nevastă s-a înăuntru și era afară cu nașiză. Nașă, până la gară, că de acolo sus pe bar. Băi, nu înțelegeți, lăsați gargara, dați-mi imagini acum. Ok, o să ai imagini acum. Înăuntru, Fina dansează cu nașul. În mașină, finul o dezmiardă pe nașă. Ce mai încrengătură! Și ce mod josnic de a minți, trăda și mai ales umili pe cei dragi! Dacă nu mai există iubire și respect într-o căsnicie, este mai nobil și mai civilizat să se pună punct de comun acord. Nu să se trădeze în asemenea hal, la nici câțiva metri distanță. După atâtea probe adunate, este momentul ca Ernest să-i prezinte doamnei Matache isprăvile năzdrăvanului Ginere. Sărut, mâna! Bună ziua, domnul Ernest! Cred că mă așteptați. Da. Pe... Ce s-a întâmplat? Spuneți-mi, vă rog. Din păcate, veștile nu sunt bune. Ce am de făcut? Singura veste bună este că am probe. Nu puteți dovedi ceva? Aș vrea să vă arăt o dimineață banală din viața acestor tineri. Tu lucrezi pe ce? Pe nasturi? Nu aduc bani în casă? Da, nu mă aduci bani în casă. Lucrezi pe nasturi, e bine să știi să dai cu parfum, să te aranjezi, să te bibilești și pleci. Sunt un profesor, da? Așa și un profesor trebuie să fie tot timpul aranjat și tot timpul pedant. Cum vrei să mă duc să acolo? Să miroși mai tare decât brădulețul din mașină, nu? Tu ce faci? Îmi ții cont acum? Mă ceri cu cât parfum îmi dau eu sau ce? Cristina bănuiește. Mi-a spus și mie că bănuiește. Haideți să vedeți, doamnă, pentru cine s-a pregătit ginerele dumneavoastră. Ce faci, viața mea? Bine, bună! Cine e individa asta? Tu, fătucă de 19 ani, studentă aici în București, care vrea să facă și ea școala de șoferi. Mamă, ești tremurată. Am emoții, ori de ai emoții așa tare? Ce dacă suntem în mașină? Și dacă suntem în mașină, ce? Cum vrei să conduc în starea asta? Serios? În care stare? Cum în care stare? Știi foarte bine. Ești înfierbântată? Oh, nu, chiar deloc, pe bune. Jură-te. Nu. Adică eu n-am niciun efect sau ce? Nu. Dă semnal stânga. Hai.
hal de profesor. Cum vorbește? Ăsta e vocabular de om civilizat care să școlarizeze pe cineva, tine. E vocabular de golan, doamne. Ce să ne mai mirăm? Puștoicele astea abia așteaptă să aibă cine să le chipurile curteze ca să desfacă picioarele și să fie la dispoziția cuiva. La mijloc este vorba de un interes. Le place, sunt plăcute, sunt atrăgătoare. La mijloc este vorba de un interes. Vă dați seama de asta. Pentru că ginerele dumneavoastră are niște pârghii prin care poate să-i asigure domnișoarei și câte altele nu ar fi ca ea, accesul la un permis, da? Garantat. Vă dați seama ce înseamnă asta, nu? Pericol public. Ce braznic. Nu aici. Nu. Hai în spate, hai. Te rog. Aia, te iau cu forță. Garsonieră. Nu, niciun garsonieră, hai. Asta înseamnă că el are relații cu individul ăsta de mult timp. Ce garsonieră? Are viață paralelă? Cum? Ginerele dumneavoastră are închiriată o garsonieră. Se pare că acolo e cuibușorul lui de nebunii. Vă rog, nu mă mai țineți pe jar. Trebuie să... Vă dați seama, doamnă, tai rău de la rădăcină. Se cheltuie? Câți bani se risipesc? Acolo se duc banii. Garsonieră. Asta e garsonieră. Nu. În mașină. Pe stradă. Ce e asta? Pe bancheta din spate a mașinii, ziua în amiaza mare, a, ok, ninge afară, nu ne vede nimeni. Vreau să fiți un sunteți pic foarte părinte. Atentă. Sunteți părinte. Da. Și eu sunt părinte. Cum să rezolv problema asta? Poate îmi dați o idee, un sfat, că eu, chiar la vârsta mea, nu am trecut niciodată prin așa vă ceva. Vă spun, slavă Domnului că... Am auzit multe povești, am văzut, dar e altceva când slavă le trăiești, când treci prin ele. Slavă Domnului că fica dumneavoastră nu este o fire naivă. Slavă Domnului că este destul de bine înfiptă în realitate și slavă Domnului că bănuiește deja niște lucruri. Nu pot să trec peste din punctul meu de vedere, ceva? Este vital ca fiica dumneavoastră să vadă aceste probleme. Supărarea mamei soacre este justificată, iar acum este timpul ca fiica ei, Cristina, să afle pe cine iubește și cui este dispusă ea să-i mai acorde o șansă. Nu aș vrea să-i creăm probleme la locul de muncă. Nu cred că o să fie probleme la locul de muncă. Problemele sunt... Vă trăștiți mai bine. Grave de tot pentru situația ei. Vă spun, Cristina... Ea nici nu bănuiește în ce mizerabilă situație este acum ea. Bănuiește că este înșelată și este suficient. Nu mai ești ca înainte. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Tu bani nu mai aduci. Nu, Cristina. Asta e problema ta? Tu mă iubești pentru bani? Ești rece. Nu, dar ești rece. Măi, era mișto. Uite, vezi, iarăși măi, era mișto. Mișto să mă facă Dumnezeu, Cristina. Nu, am o senzație că tu mă înșeli. Serios. Ia, de unde le mai scoși și pe astea? Nu știu, am eu... Un simț că tu mă înșel, nu știu, cred eu asta. Mai ai senzația și alta e să fii sigură. Mai prins tu pe mine cu cineva, mi-au văzut pe mine cu cineva că te înșel? Nu te-am mai prins. Mai văzut în afară de cursantele mele că vorbesc cu cineva? Tot timpul ești pe telefon. Dar e și normal să fiu pe telefon, pentru că am foarte multe contacte, am foarte mulți cursanți, am foarte mult stres pe cap. Și tu ai ore la ora 1 noapte? La ora 1 noapte, pentru că am avut numai cursanți idioți. Îi spun să facă stânga, ăla face dreapta. Îi spun să facă dreapta, ăla face stânga. La 1 noapte. În orice familie mai sunt discuții. Evident. Și am avut oarece discuții cu soțul de cursul anilor, dar asta nu înseamnă că una, două să mă înșele sau să-l înșel. Așa ceva nu se acceptă. Și stai să vedeți. Cum să accept eu ca mamă să sufere copila mea și ea și nici să nu știe ce se întâmplă? Generele dumneavoastră nu are o relație cu cineva anume. Că multe fete îi trec prin mână, ca să spun așa. Acum chiar că mă țineți pe mare jar. O altă zi a investigației. O altă elevă. Tu ce faci? Și eu sunt foarte pretențios la femeie, trebuie să recunosc treaba asta. Păi da, mă, dar tu ești singur, divorțat și tu de atâția ani de zile. Păi, și tu ești singură și eu sunt singur. Hai să ieșim la o cafea. Și dacă ar fi vorba... Ieșire ca pe mărgele. Dacă ar fi vorba ce doar asta? Despre o inocentă propunere de a ieși la cafea. De asta să vedeți că situația degenerează repede. Are, tata, nu mai vorbi așa poluate. De ce vorbești așa? Pune mâna pe mine. Doamne. Treaba asta se cheamă hărțuire. Hai, nu mai fi așa. Mai fi. Băi, dar ești chiar nesimțit. Lasă-mă. Mă, Claudia, dar ce reacțiile astea? Nu-mi place, deci te rog frumos. Atul ăla nu e bun. Da, ăla nu e bun și nu știu, nu ești bun și la revedere, dar lasă. Dar de ce vorbești așa? Că ești nesimțit. Nu are responsabilitate, n-are rușine, n-are ținută, pedagogie, nimic. Una este să ai o aventură, una este să ai o relație extraconjugală.
Și alta este ce face generele dumneavoastră. Asta se cheamă hărțuire. Vă rog mult de tot, nu mai amânăm. Acum mergem la ea și să vadă cu ochișorii ei că nu vrea să-mi dea dreptate. Că nu vrea, că să nu vadă colegii, că să nu știe, că are probleme în căsnicie. Cum să vii cu televiziunea la servici la mine să mă faci de râs cu domnul Ernest? Să nu... Nu, termină cu prostiile astea. Cum să termin, domne? Uite ce se întâmplă. Cum să termin? Să termin cu el. Să termin odată pentru totdeauna. Eu vă zic, are nevoie de un impuls. Și... Bani cheltuiți, fete agresate, hărțuite. Asta e cuvântul, hărțuire. Doamne sfinte, și să trec cu... Să mai stau, să mai aștept? Ce să aștept? Ce vrea ea să aștepte? Să se schimbe ăsta în bine? Păi ăsta e deja corupt până în măduva oaselor. El nu mai știe ce e bine și corect și moral. Ce să mai vorbim de alte? Etică și bun simț și bună creștere și sentimente, drag. Ce dragoste la ăsta? Care dragoste? Ăsta este nu mai am cuvinte, o pocitură de om. Coborâm acolo în depozit. Acolo e Cristina la birou. Ce scări înguste. Astea sunt condițiile. Bună ziua. Bună ziua, ne cerem scuze că vă deranjăm. Cristina, am venit să stăm de vorbă. Ce să stăm de vorbă? De ce vine cu oamenii ăștia? Nu e de joacă. Lasă, doamnă, vă rog să vă liniștiți. Vorbește frumos. Vă rog să vă liniștiți. Dar vorbesc frumos, ce faci? Domnul Ernest a venit. Dar nu-mi pasă că am venit ce cauți aici cu ei. Ascultă. Nu vreau. Eu am văzut cu ochii mei și tu ai să vezi cu ochii tăi. Nu vreau să văd nimic și pe tine te-am jurat tata și nu m-am dus să spun nimănui nimic. Lasă, tata niciodată nu mi-a vorbit urât și nici să stau. E problema mea. Înțelege că ăsta își bate joc de tine și uite așa tropăie pe sufletul tău. Și dacă ți-am spus de ce am zis, trebuie să te duci să spui la toată lumea să vii cu televiziunea aici să mă faci de cacao. Cristina, e vorba de viața ta. Nici o Cristina, ai intrat cu păcat în viața mea. Nu vreau să accept. Cu respectul de trandafir vă face soțul dumneavoastră. Nu eu, nu mama dumneavoastră. Corect, nu este treaba mea, dar fără voia mea, uitați că am ajuns în ciorba asta. Nu e treaba ta și nu e treaba ta să fac eu căsnicie, da? Domnul Ernest, vă rog să-i arătați că nu am răbdare. Nu vreau să văd nimic. Până că nu vede cu ochii, nu mă crede. Dacă dânsa nu-ți dorește, ce pot eu să fac, deci, doamnă? Deci nu una blândă, 33 de ani, nu una brunetă, nu una... Da, dar știai cu... Și dacă mă-și arăce? Cristina, știai care o garsonieră? Închiriată? Hai, te rog frumos. Da, uite, vino să vezi. Vrei să știi și adresa? Și hogeacul unde își petrece timpul liber și vine acasă la 12 la 1 noapte? Păi puneți niște întrebări, că dacă el face niște ore suplimentare, nu ar trebui să facă niște bani în plus? Una dintre găurile astea în bugetul vostru este această garsonieră. Ce mai ai de zis la chestia asta? Nu am să mai zic nimic, da? Te rog foarte mult să doamnă, vezi. Liniștiți-vă. Da, ok, există bărbați care fac asta și nu știe nici vântul, nici pământul. Și există bărbați ca soțul dumneavoastră, cărora nu le pasă, doamnă. Eu îl iubesc, da? Îl iubesc și nu-ți permiți să-l jignești. O să-ți treacă iubirea când ai să vezi cu ochii de ce face. De atunci de ce îi permiteți lui să vă jignească, doamnă? De ce? Oricine are ieșit. Un ipocrit și un parșit. Până aici. Și-a bătut joc și-l bate joc de tine. Până aici. Ce până aici? Că ăsta tropăie. Tropăie pe viața ta, pe tinerețea ta și pe sufletul tău. Știi tu sigur? Tu chiar nu înțelegi lucrul ăsta? Da. Puneți-i și mie, vă rog frumos. Explicați-i și mie dacă vi se... Vă lasă un gust plăcut ceea ce vedeți. Ce mai ai de zis la chestia asta? Lăsați-o, doamnă, vă rog frumos, să vadă de la fir apăr să înțeleagă. Da, ok, sunt bărbați care își înșală soțiile. Și o fac, nu știe nici vântul, nici pământul. Și mai este soțul dumneavoastră. Vreau să vă uitați puțin la comportamentul lui. Ai emoții așa tare? A, cu mine? Vreau să ascultați, vă rog, ce spune. Ce ai putea să-mi faci aici? Păi să te ajut să te încălți. Poate în garsonieră, mi-ai promis. Tu știi că eu sunt imprevizibil. Deci acasă nu o faci niciodată, să înțeleg. Nu mai mașină. Ai născut și ai crescut în mașină. Fileu. Te-ai urcat pe volanul așa, o să mă urc eu venit. Ok, are o amantă. Lăsați-o, doamnă, să asculte. Are o amantă, ascultă, are aventură. Frumos. Una? Nu cobor. Adică la garsonieră. Soțul dumneavoastră are o garsonieră închiriată în zona Gorjului. Oare închiriată de vreo 6 luni de zile, doamnă? Și tu vii și îmi ceri mie și nu mă crezi ce-ți spun. Uitați-vă, vă rog frumos. Mă dezbraci așa instant. Ai văzut? Nu. Nici loc n-avem aici.
Da, ești mare tu. Ok, are o aventură. Ce aventură? Aventură? Colecție. S-a întâmplat, a fost fata frumoasă. Da, domnul Ernest. Arătați-i. Dacă asta este o aventură. Ca să mă creadă. Cine asta? Cine asta? Cine asta? Ca să vezi cu ochii tăi. Hai, mă, nu mai fi așa. Vezi, ești și nervoasă. N-ai și tu nevoie de un bărbat. Stai tot timpul. De aici ești nervoasă așa. Deci te rog eu frumos, ia mâna după mine. Ăsta e draga mea. Trebuie băgat în pușcărie. Nu se poate așa ceva. Nu vă regăsiți în comportamentul acesta? Nu la fel vă vorbește și dumneavoastră? Vine acasă, hai, zici că are de-a face cu un robot, cu o mașină. Apăsăm pe un buton, gata. E? Cum e? Ești nu este singura, doamnă? Nu este singura. Cam toate cursantele lui trec prin asta. Cam cu toate și încearcă norocul. Dacă asta vă convine, acum? Ok, dacă asta vă convine, e viața dumneavoastră, dar mie îmi pare tare rău să... Nu, trebuie. Aduceți-vă un pic aminte, da? Aduceți-vă aminte. Haideți să te dezbrac. Sau nu. Haide că ne așteaptă oamenii și e frumos să fim decenți, da? Că vreau să trăiesc clipa, mi serios, păi ce romantic ești, că sunt ultima zdranță, așa vorbești bine. Păi ți-am vorbit frumos, nu e bine, vorbesc curând, nu e bine. Pleacă din fața mea, te rog frumos. Tu în biserică ai spus că o să mă iubești toată viața. Trup și suflet. Așa și? Trup, subliniez, dezbracă. Așa. Nu mă dezbrac deloc. Vezi că îmi strici machiajul. Dar nu mă interesează. Îmi strici machiajul. Dar nu mă interesează de machiajul tău. Ne așteaptă oamenii ăia. Ce, nu mai ai ruși? Îți cumpăr altul. Ne așteaptă oamenii ăia. N-am nevoie și să oamenii ăia ce? Oamenii ăia așteaptă acolo, noi ne facem treaba aici, după hai, aia ajungem la oamenii. Hai că ne așteaptă oamenii și nu putem să-i pune să aștepte. Hai. Merg înainte și vii după mine sau ce facem? Bine, fiat nu facem. De astăzi încolo. Da. Cum? Hai că venim acum, nașule, venim acum. În maxim o oră suntem acolo. Pe cine iubești tu? Mai iubești? Mai merită ăsta să Alin fie iubit? Alin este soțul meu. Gândește-te bine și ia hotărârea. Divorț. Mă mai gândesc, nu știu. Ăsta trebuie pedepsit cu intră ce să fac, mă gândesc pentru eu. Vocabular urât. Pentru faptul că este instructor eu și mă gândesc pe cine școlește viața mea. Degeaba ai acte. Doamnă, gândiți-vă puțin. Soțul dumneavoastră are garsoniera respectivă închiriată de 6 luni de zile. O da? Să o rezolv un eu cu el personal. Acesta, cât durează un curs din acesta? Durează 6 luni? A închiriat-o expres pentru o fătucă? O să o rezolv eu cu el personal chestia asta. Și apropo de bani, veniți puțin, vă rog. Veniți vă rog frumos puțin aici. Stai pof. Hai, mersi la o șaurma, ce mai tot? Mă duceam să mănânc o șaurma, dar păi n-am mâncat nimic aici. Da, este nașul nostru. Vreau să mă închidești și mie garsoniera aia. Și de ce nu te duci să-ți închidești tu garsonier? Hai, nu mă dumă, că ai vrut vrei să și vrei să banii mei, hai mă ce hai mă că îi da și eu o bere undea. Dai o bere, nu? El a învățat pentru că el a mai fost însurat odată. E foarte ușor să găsești vinovați. El a mai fost acest însurat și l-a lăsat nevastă sa din cauza că are 6 ani, să nu știe, trebuie să-l învețe anturajul. Cineva. Anturajul. E da, foarte anturajul, ușor să găsești anturajul. Așa. Nu, soțul meu n-a făcut niciodată prostii. Soțul meu a făcut o greșeală. Da, dar are susținător în greșeala 1, 2, 5, 1000. Dacă soțul dumneavoastră vă iubea, nu putea să-l influențeze nimeni. Înțelegeți asta? Părere de rău. Ceea ce am să vă arăt eu nu o să vă placă deloc. Dar altă cale deci, nu este. Ce-ți mai mereu să-mi mai îmi placă? Ce faci, bă, lumea mea? Asta e nașa. Ce faci? Bine, mă, cu ce faci? Te-am așteptat să vii cu o sticlă de vin în garsonieră și tu? Prietena mea. Confidenta dumneavoastră, persoana... Îi spuneam tot. Păi nu-ți dă ție pastrea săracului? Pastrea săracului, de asta aveam eu nevoie? Să vii să mă pup și pe mine, să mă îmbrățișez, să-mi spui și mie ce mai faci, iubito, ești bine? Ce fac, la cine mă duc? Seară. Și nu e prima dată când se întâmplă că tu te-ai bărbat. Păi dacă a venit ăla! Păi și nu puteai să... Nu știu, bă, m-am dus să mă întâlnesc cu prieteni. Îmi lasă-mă o chestie de aia sexy, știi, de care părți eu? Și ce crezi, a venit nebunul acasă? Și ți-ai cu el. Asta cu siguranță nu vă cade bine. Acum mă înțelegi? Acum mă crezi? Divorț, rapid. Te susțin și eu și tata. Lasă-mă un pic. Te las un pic. Bună ziua, nașu, ce faci? Ești prin zonă?
Păi uite, am mai rugat de niște piese auto și doar cine a venit marfa. Când ai putea să trebuie să le iei? Păi mai stau, nu știu, cam o oră pe la birou, că azi am program scurt. Hai, vino repede, da? Bine, hai, te aștept. Pa, pa! M-ați chemat aici? Asta va fi discuția mea între mine și el. N-am nevoie de televiziune, n-am nevoie de cameră, n-am nevoie de tine. Cristina! Lăsați-o, judecă! Lăsați-o că nu i-a văzut deloc bine ceea ce a văzut. Ce s-a întâmplat? Mi-ai dus bărbatul la amante! Șor, ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Da, nu știu, stai calm, ce s-a întâmplat? A, nu știi? Păi habar n-am. Fustangiule, ce să mă calmez, mă? Spune-mi, explică. Ce să mă calmez, mă, că din cauza... Dar te rog eu frumos! Ia mâna de pe mine! Știi ce de m-am făcut? De ce? Din cauza ta se întâmplă, mă, totul. Din cauza ta, tu mi-ai dus bărbatul la amante. Din cauza ta, căsnicia mea s-a dus. Crede-mă că și nu ți l-am dus eu. Și tu împreună cu ea. Deci crede-mă că nu ți l-am dus eu, că ea mai ținut puțin firat. Și de ce nu mi-ai spus că aveți garsonieră închiriată? Băi, deci eu știam câte ceva de rațiile lui, dar n-am vrut să spun pentru că... De ce mă să nu pentru spui? Că voi vă pentru înțelegeați, că ce? Vă înțelegeați destul de bine, cel puțin aparent. Aha. Asta înțelegeam, da. Și ce-ai făcut? V-ați acoperit tu pe una, pe alta și vă spălați unul pe altul, nu? Băi, acum recunosc că și eu m-am mai dus, dar eu am relația mea cu nevastă, mea este toată... ok. Care nevastă ta? Știi cu cine ne înșeală Alin? Cu nevastă ta. Du-te, bă, de aici, da? Bă, tu vrei să te răzbun pe uite mine. Uite acolo, a venit maică mea, m-a făcut de la muncă. Stai aici să discutăm. Nu te cred. Stai aici să discutăm. Tu vrei să te răzbun pe mine și faci chestia asta? Ernest, vino încoace. Vino aici, am zis. Ernest, vino aici să vadă. Salut, la canal de ochii din umbră suntem. Salut, v-am recunoscut. Nu înțeleg despre ce-i vorba, voi. Haideți să nu sărim de la una alta. Uitați-vă, vă rog frumos aici. Nu cum e, îmi pare rău, mă duc la o țigară. Ce se întâmplă pe bancheta din spate a mașinii de școală? Nu se poate. Băi, Cristina! Cristina, unde ești, mă? Trezește-te la realitate. Nu te poți nu, lăsa relația în relația asta nu asta. Mai poate continua. În mucirile asta. Relația termină. Asta nu mai poate continua. Vezi? Vezi? Dar nici tu nu trebuia să faci ce ai făcut. Dar tu de ce te confesezi la o târătură? De ce? Și mama nu trebuie să știe nimic despre tine? Eu nu trebuie să fiu lângă tine, să te ajut, să te băi, înțeleg. Cristina! De ce trebuie să fii cu străinii? Cristina, tu urmărești ceva? Vrei să... Nu știu ce se întâmplă. Drăguța dar nu ta de soție trăiește cu ginerele meu. Vorbeai cu nevastă mea, erați confidente. Da, eram prietene foarte bune. Știi cum mă simt în momentul ăsta? Mă simt trădată de tine, de el, de nevastă ta și ultimul rând de mama. Așa sunt ipocriții. Ipocriții, așa trage, sunt. Datorită ție, de ce am ajuns la mai acoperit. Recunosc că l-am mai acoperit. Dar de ce nu puteam să-i strică din cauza ta, că eu am protejat-o și cu el. În loc să-l înveți de bine, tu l-ai acoperit. Adică l-ai stimulat. A venit la muncă și m-a făcut de... Băi, deci eu am considerat ca de la bărbat la bărbat, că și eu nu mai duc, de ce să nu recunosc? Dar eu mă duc acasă ca un prost, duc toți banii acasă, mă iubesc, dar mai scap. Ce iubești, mă? Ce iubești? Păi, tu ești singurul vinovat în toată povestea asta. De când am luat garsonieră, cred că am fost de 10 ori acolo. Da, mă, culune, dar și ce vrei să fac? Nu, eu nu vreau. Ce, sunt ca toate femeile ușoare și mă duc la hotel, ai nebunit? Doamne! Am pe bune? Băi, o să-l sun pe ăsta. Să-l sun ce? Să-l întreb ce? Hei! Te curci cumva cu nevastă mea? Nu să-l vorbesc așa, să-l sun să mă întâlnesc cu el, că trebuie să văd. Să te întâlnești cu el să ce? Să discut și să... Să-l întreb dacă nu cumva la nevastă ta? Pe bune? Ce verticalitate să am, că nu mai pot, cedez psihic. Cedez psihic în momentul ăsta, prietena mea cea mai bună, soțul meu. Da, te înșelai. Și nu odată, de 10 ori. Salut, fiule, ce faci, mă? Știi că a rămas să te sun, da? Băi, ce, nu poți să vorbești?
De ce nu poți să vorbești? Ești la garsonieră? Mă sun tu. Bine, mă, haide, hai, sună-mă, hai. Și dă-i tare acolo, dă-i și pentru mine două numere. Dă-i și pentru mine, că n-ai vrut. Bine, hai că ne vedem, hai, hai. Iată, bă, ăla-i acolo, la garsonieră. Cristina! O meriți! Nu e de râs, Cristina! O meriți! Bravo! Termină-te, că vine să dau poarta în tine. Adică toată lumea mințea și tu aveai dreptate, da? Aveai dreptate. Cu cine sunt, cu cine sunt, cu cine ești sunt. Ești cu cine te asemeni, asta e nenorocirea. Păi da, dar să știi că în aceeași clasă am căzut și eu. Da, da, bine că te-ai acoperit nevasta și ai luat-o pe aia, că ai zis că mai serioasă. Cu ce să se o mai nu contează. Tu ai acoperit, tu ai căzut la mijloc, tu ești pionul principal în momentul ăsta. Am căzut de măgăreață acum, ce să spun într-un fel? Dacă ești robul plăcerilor și a sexului ca și pinul tău, ce să-ți fac, frate? Sunt, acum nu mai e ce ți-ai discutat, trebuie să rezolv problema asta. Asumă-ți. Te rog frumos să mă iert, că nu te-am să iert? Să te ierte pe tine, Dumnezeu, pentru păcatele care le faci. Dacă nu l-ați dus dumneavoastră la femei, de ce prima dumneavoastră să fie divorțat? Neobrăzat. Unde s-a ajuns la situația asta? Nu l-am dus, dar poate am mai avut și noi discuții de genul ăsta, dar asta nu înseamnă că l-am dus. Ești? Vii cu mine sau nu vii cu mine? Du-te, mă, pleacă de aici! Bine, la revedere! E strigător la cer! Ce pretenții ai? Ei, ce părere ai? Fugi. Nu răspund de nici asta! Să-i ții trena, să-i ții tu trena! Ce să-i faci? Vrei să-l prinzi în fapt pe soțul tău, da sau nu? Da, vreau! Bun, vino cu dar mine. Dar nu cred pe el ce spune. A venit vremea adevărului. Momentul în care Alin trebuie măcar să răspundă dacă nu să plătească pentru toate mizeriile pe care i le-a făcut Cristinei. Și are niște răspunsuri de dat. Salut! Salut! Zi-mi și mie, te rog frumos, iubărețul nostru pe unde e? Valei numărul 9. Dă-mi, te rog, o veste bună, spune-mi că avem camerele montate acolo. În păcate nu. În păcate nu, Ernest. N-am putut să montăm camerele, nu am avut. Ok, nicio problemă. Hai, că arde. Mersi mult! Plăcere, salut! Pe aia blondă în picioare. Mai o blondă are? Tu ai impresia cumva că ăsta mai știe de capul lui? Și numai femei are în cap. Și-a bătut atât joc de mine. Și-a bătut joc de mine, trebuie să plătească. Băi, ești nebun, ăsta nu-i nașul, somă? Ia uite-l, frate, pe ăsta cum a urcat pe geam. Băi, vino repede. A urcat pe geam. Nașul tău a urcat pe geam. L-ai filmat tu? Cum s-a urcat, mă, pe geam? A sărit pe geam, nașul tău. Nu cred. A sărit pe geam, de fapt a urcat pe geam. Deschide! Ajutați-l, vă rog, și pe colegul meu. Ajutați-l, vă rog, frumos, să urce. Dacă a putut să urce omul ăla, poate să urce și el. Deschide, corpar! Zi-mi cu ce te ajut. Zic cu ce hai, te ajut, lăsă-ți în camera. Lăsă-ți în camera. Ia, ține camera. Da. Ajută-l tu pe el, dacă țin eu camera. Ajută-l tu pe el. Deschide! Fantastic. Deschide-mă! Ia, Costi, deschide-ne și nouă ușa, că e închisă ușa. Deschide-ne ușa. Deschide ușa. Mersi mult. Deschide, corpar! Hai că a urcat colegul meu, o să ne deschide acum ușa. A urcat și colegul meu și ne deschide el. Băi, ce faci, mă? Băi, ești nebun la cap? E cu una acolo. A urcat și colegul meu, ne deschide acum ușa. Ce cauți, mă, cu ea? Ce cauți, cu motii? Cum să mă calmezi, mă? Cum să mă calmezi? Cum să mă calmezi, mă? Băiat acum, băiat acum. Hei, 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 calm, calm. Ești bă, calm. Ce să stau, mă, ce să stau? Mai fată. Ce să stau? Ce să stau? Ce să stau? Nu ți-e rușine, ce să astea? Nu, nu mi-e rușine, încetează să mai faci chestiile astea, te rog frumos. Ce să încep? Stai jos să-ți explic. Nu vreau. Ți-am zis că te înșală! Cu tine, mă, ești prietena mea! Da, ce vrei să zic că cu mine? Nu ți-e rușine! Nu ți-e rușine! Nu! A lumii! De ce? Nu ți-e rușine cu bărbatul meu, mă! E vina mea că tu ești rece față de el? Și că bărbatul meu mă înșală? Da,
e vina ta? Nu, nu e vina rușine? Mea! Nu ți-e rușine? Bă, dar mai terminați, frate! Nu ți-e rușine să-ți fie rușine? Ăștia după mine! Da, vin! Băi, tati, eu te-am bănut! Doamne, lăsați-l în pace, vă lovește, Doamne, ferește! Ai fost prietenul meu? Cu cine? Cine? Ți-am ținut chira? N-am lăsat ținut. Te-ai dus la femei și ți-am ținut pace? Și ce dacă nu vine, ce vrei să stai? Și tu te dai la nevastă mea, bă? Dai mine, nebunule! Păi și ce să fac, mă, ce să fac? Eu mi-am făcut viața, tu n-ai știut să ți-o faci pe a ta, la revedere! Să-ți fie rușine! Am dat sfaturi, te-am ajutat din punctul ăsta de vedere! Da, m-ai ajutat, ce cu bărbatul meu? Da! Nu ți-e rușine, să cu tine din cauza mea! A rămas cu mine din cauza ta, părgătoare de familie. Te-am cununat și te-am... Și eu te-am răsplătit, bă, pe mea, că m-ai cununat, ce vrei? Mamă, nu mai pot să mor eu, lăsați-mă, tati, lăsați-mă. Calmează-te. Lasă, ține-l, că vine om. Calm. Bă, ia vin, mă, că trebuie să-mi dai... Timpul tău liber, faci ce vrei, calm. Trebuie să-mi dai niște explicații, mă, E normal mai să fii panoramă. Poți să discuți cu el și civilizat. Când ești în timpul tău liber, faci ce vrei. Bă, Ernest, nu gândești aici cu noi. Că și așa am numai belele să mor, nu venea să cred. A, nu știi unde e garsoniera, nu văd că știi foarte bine unde este. Ba, știam, bă, dar nu m-am gândit că o să ajung aici, am mâncat aici. N-am știut că aia e o și e o cel mai bun prieten al meu, cel mai așa între ghiuni. Și voi câte n-ați făcut din astea la viața voastră? Câte alte case n-ați spart? Câte? Băi, am ținut partea, băi, Ernest, am ținut o parte Firar, ca la un prieten. Gura ta, că n-am vrut să-i stric căsnicia. Băi, dragi, atâta de căsnicia asta pentru ce? Bărbatul meu instructor, ăsta mă înșală, fix în casa asta, altul te-a înșelat, fix în casa asta. Și ce crezi? Nu cu mine, cu altele. A, știi tu că cu altele? Da, sunt sigură că am văzut cu ochii mei. Și ție-ți convine? Și eu ce să-i fac? Să-și facă și ei viața, eu mi-o fac pe-a mea, care-i problema? Da, mă, dar cu duc lipsă de meu, ceva? Cu al meu? Mă, ți se pare că duc lipsă de ceva? Cu finul tău? Da! A, și noi nu eram ocupat. Prietene? Și eu ți-am fost prietenă, te-am ajutat! Cum, mă, cum? Ți-am zis, o divorțezi-o dacă nu rămâi cu el! Ce contează, că sunt eu, că sunt alte femei? Tot te-a înșelat, e același lucru! Da, mi-ai înșelat dublu! S-a dat la mine, ce vrei? Nu cred. Că, cum? Ce nu crezi? Cum s-a dat la tine? Cum s-a dat? Ții minte când am fost la munte? Da, păi ții minte când am fost la munte la ziua lui Mihai? Așa și? Așa și ce am dansat, ne-am simțit bine, am băut ceva, mi-a sunt bărbat, ce ai bun? Dar tu când erai insurat, de ce îi ceru cheia de la garsonieră? De ce? Dacă nu veneau oamenii... Făcea pe neștiutorul omul, făcea că nu știe unde e. Băi, finule, dacă nu veneau oamenii ăștia, poate nu-ți dai și tu seama? Ești nașa mea de cununie. Pardon? Eu? Te-am cununat eu? Nu mi-a dat înainte. Fosta lui ăsta mă interesează pe mine. Cine te-a cununat pe tine? Nu te-am cununat eu, fetiță. Cred că nu ți-aduce aminte. Fetiță. Mă confunzi. Crede-mă. Fetiță. Da, fetiță. Păi ce ești? Fetiță. Ai gândire de fetiță. Te comporți ca o adolescentă. Cum o să faci așa ceva? Uite, băi, foarte bine ce-am făcut. Măi, fată. Potolește-te. Vrei să stai acolo jos să discuți? Da, dacă nu ești, da. Foarte bine. Așa cum pe tine, nu. Bărbatul tu știe? Și dacă acum e, e bine să mănânci banii altuia? Da! E bine, nu? Da. Eu dau pe nevastă ta! Păi tu mă pitii cu porno, ai tu și azi pe nevastă mea! Păi și ce are, de unde știi ce? Legați, mă, poate-s mai tare în ștoacă ca tine! Unde ești? Păi poate vrei să-i dacă e mai tare în ștoacă, nu iau, ajungeam în situația asta, despre ce vorbim? Cum s-a simțit bine cu tine, prietene? Bă, da, mă, dar asta înseamnă că tu ai fost prieten cu mine din interes. Așa, și ce că te-am ajutat și că ți-am dat clienți la școala de șoferi și așa mai departe. Dar tu ce ai, mă, Miechi? Păi da, am fost prost că nu m-am prins, de ce nu mai mi le dai? Tu de-aia n-ai vrut să mai mi le dai? Băi, termină și ce faci? Vreau să plec. Pleci pe dracu, nu mai pleci, uite, nu vreau să te las. Două scursuri ale societății sunteți și nu numai, toți trei și cu ceilalți. Asta, pardon. Hai. Te lipesc acum de pereți. Să ieși de afară și tu și fita asta de 12 ani. A, 12 ani? Cine vorbești tu, mă? Ia uite, mă, cu ce se îmbrau. Băi! Dai, ieși! Tu ce cauți, mă? Băi, tu ce cauți, mă, cu ăsta? Tu ce cauți, mă, cu ăsta? Băi, lasă-mă și tu în față. Ce să te mălâm, să mă, aia, te muși de cap! Ieși! Nu ieși, dar să spui ce faci cu ăsta aici! Ce vrei? Ați venit cu nevastă mea? Vorbiți cu ea, cu mine mai aveți. Tu îl tăi, dar la ea. Ena. Da, uite, așa mi-a zis omul ăsta. Eu o să-l întrebăm. Dar ce mă contează cine la cine s-a dat? Păi tu te-ai dat la el, nu el la tine. Dacă m-am dat ce? Păi și ce, nu-ți convenea cu te... Eu cred că avem destul de multe de discutat. Ce vrei să discutăm? Cu ce ți-a greșit, în primul rând, femeia asta? Cu ce ți-a greșit? Ce a făcut ea greșit? Ce? Păi cum vrei să discutăm? Cu camerele? Discutăm față în față, între patru ochi. Vii cu camere, vii cu mascați, vii cu... Ai vrut vreodată să vezi ce de camere îți ai la pușcărie? Ai vrut vreodată să discutăm? Pentru agresiune, violență și alte mizerii care le-ai făcut. Și al nașului. Ești nevinovat!
cauza. Din cauza ta și a nașului. Tu cum ai putut să mă înșeli? Cu ce să te înșeli? De unde știi că te-am înșelat? De unde știi? Știi de mult de garsoniera asta. Aha, deci al... Îmi dădea mie cheile la garsonier să vii ca să te convine pe tine. Băi, ce om, băi, băi, ce om! Și tu, și oamenii între ei. Tu știai că eu mă duc la femei și tu stăteai cu mine să mă mănânci de bani? E, ce bine am dus! Băi, nu mai zi așa că să fiu de nu te... Uite ce fac pe ăsta, ți-l iau și te... Băi! Du-te, bă, de aici să... Băi, ieși, lasă-mă! Ce au ce-ai când veneam acasă să te... Ce spuneai că... Cristina! Nu mai ai cu cine să discuți! E o scursură! Nu discuți cu un robot! Nu discuți cu o mașinărie! Discuți cu o persoană! Cu soția ta nu se vorbește așa! Cum? Ce așa e robot de bucătărie? L-ai băgat în priză, l-ai dat drumul, gata? De fapt, ce-ți dau ce explicații? Ce... Îi dau ce explicații eu? Vezi cum vorbești! Ce-ți spune, Mernicule? Așa că... Vezi cum vorbești! Mai bine întreabă de câtă vreme te bănuiește pe tine de infidelitate! Mai bine întreabă de tu, nevoastră, dar unde ai când tu mă urmărești pe mine, prietene? E acasă, bine, mersi, prietene! Haide să lasă-mă cu vrăjel din astea! Ce vrei tu? De ce ai făcut asta? Ce vrei? De ce ai făcut asta? Pentru că tu nu știi să-mi oferi atenția și afecțiunea pe care am nevoie ca bărbat. Vrește frumos. Bărbatul tău cum vrei să fie? Vine unul altă, nu vii cu mâncare. Nu mă ajuți, nu vii cu bani. Nu vii, nu faci. Sunt instructor auto, nu bucătar, cum să vii cu mâncare? Și de bună? Dar de ce și, ca, și ca instructor auto, așa trebuie să vă comportați. Dacă tot ați adus în discuție. Ce am făcut? Și dacă pune rezistență? Jecarule! Pe toate? Pe toate le-ai luat așa? Eu știu ce am făcut, ce mi-a răzbit? Este hărțuire ceea ce faci. Da? Da. M-a dat vreo judecată? Uite-te, nu! Nu m-a dat ziua de astăzi! Poate n-au probele, da? Vreau un parcare. Ai, mamă, e la mișto! Parcare, nu să faci parcare! Hai să faci de, răuțule! Hai că nu sunt rău, dă-i... Băieși! Dă-i cu dreapta, vezi că e ăla în față. Ok, aici, da? Pe altă dreaptă nu există. Haide, mă! Deci pe bune! Tu ești un instructor auto care dă permisele pe bani pe... A? Păi da, și ce dacă... Ce părere faci? Îmi fac, dar banii aia ți-am adus ție! Și dacă mi-ai adus mie ce? Aduci la... Da. Acasă! Ai zis că nu faci bani! Așa și fac bani, și ce? Și unde-s banii? Aici? Păi ce ești, BRD-ul strimit, îți dau ție toți banii, ești nemul, aici, ce ești tu, bancă? Aici, închiriatul apartamentului ăsta, nu? Aici! Așa vorbești tu cu soția ta, mă, așa vorbești cu soția ta? Și te mai întreb de ce s-a ajuns aici? Te mai întreb? Eu nu am crezut că mă înșel! Eu nu am crezut până am intrat aici! Păi nu te-am înșelat de bună, te-am comparat! Eu nu te-am înșelat, te-am comparat! Îți dau ce aminte de vorbim? Ce-a făcut vorbim? A plecat în casă? Și a ducat la muncă să tragă, să facă, să aibă nevastă, să aibă copii, să aibă nu știu ce. Și a făcut, a intrat la intersecție și a făcut praf și a murit. Nu vreau să ajung în situația aia, ce vrei? Ce treabă are de a face una cu alta? Ce treabă are de a face destinul unui om cu... M-am fost alături de tine, m-am fost alături de tine! Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. M-am fost alături de tine! Ce vreau la mine? Sunt la fost alegerea ta să te căsătorești? A fost alegerea ta să te căsătorești? Și? Și atunci de ce ai ajuns acum brusc să-ți dai seama că vrei tu să experimentezi? Și ei când au venit să te-am comparat. Dacă nu era ea, acum nu știam. Dacă n-ai mai vrut să fii cu ea, de ce n-ai venit să fii sincer să-i spui? Mă, spune despărțit! Dar ce vrut să ai după 100 de ani? Aia, mă, băi! Da? Gata, mă, lăsați-mă, mă, ce să te lăsați, ce să te totul se rezolvă cu ne dăm jos pantalonii și gata? Așa se vorbește! Două jagardele și cu ăsta al treilea! Tu acum gata că eu n-am nicio vină, ce ai să mă răpăm? De ce n-ai încurajat să aibă garsonieră și cheile de la garsonieră? L-am susținut. L-am susținut. Da, l-ai susținut. De ce? De ce? Erai nașul lui de căsătorie? Da, eram nașul. Trebuia să le țin partea, dar am luat țeapă pentru că uite ce mi-a făcut. A, dacă nu te afecta, nu te interesa că fii mea este în suferință. Nu te interesa. Nu te interesa. Ce să divorțez? O să divorțez acum, da? Mulțumesc. A fost alegerea mea. Aolo. Da, e alegerea mea. Eu divorțez de tine. Așa îi faci tu finei tale? Așa te comporți tu cu ea? Ești la masă cu fina ta, ea-ți spune ce probleme are, spune ce și... Și tu ce faci? Ieși în parcare cu bărbatul și te coței acolo în mașină cu el? Nu ne-am înșelat între noi, care-i problema? Cristina, nu-ți pierde vremea cu el, dă-l pălăria mea de... Și dă... Vim pipat cu parfum de femeie de la alta și la mine în pat? Nu se poate așa. Și tu cum ai vrea să te primesc cu brațele deschise și miroși a parfum de femeie de la o poștă? Și ce vrei, mă? Ce vrei să de ce mi-ai ce vrei, divorțesc? Așa am vrut eu. Da, Doamne iartă-mă, să se ducă la balamuc, la... Unde, oricum, nu mai vreau să mai ai de-a face cu așa ceva. Ai înțeles, Cristina? Păi altceva nu știi să faci decât să fugi. Te tai la masă cu ea. Așa. Îți spunea ce probleme are. Și să-mi aduci aminte. Și tu ce făceai de fapt? Păi, dădeam un sfat.
prietenesc. Ce n-a făcut-o bine să o lase călășeală? A mințit-o cu ceva? Puteți să-i spui bine mersi. A, da? Și o cruțai de tot Nu, n-am vrut să-i zic că asta. E vorba despre mine și despre multe altele. Deci, că până la urmă, ce altele? Suntem? Suntem lei sau suntem șoareci? Ne băgăm pe sub gardul ăla. M-am băgat și pe sub gard, am sărit și peste el. Ai sărit. Ai sărit direct în pat, ai sărit. A luat un taxi, hai după el. Hai, doamne. Hai, mama. Care taxi, mă? A luat un taxi. De unde l-a luat pe taxiul ăla? Din piața seacă, de unde l-a luat? Ce taxi a luat ăsta? Acum a fugit încolo. Unde? Ce taxi? Hai, urcați în mașină. Doamne, lasă cealaltă mașină, lasă cealaltă mașină. Bogdan, urcă aici în spate. Ce taxi a luat ăsta? De unde a venit și taxiul ăsta? Ernest, Ernest, mă auzi? Acum a plecat încolo. Sunteți pe fază? Am chemat mai multe echipaje, o să încercăm să dăm de ei. Nici nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Deci nici nu-mi vine ce să... Păi ce să mă iubești? Păi așa mi-ai demonstrat cum... A, și tu cum mi-ai demonstrat, mă, mi-ai venit cu toate fufele aici? Dar de unde știi tu că am venit cu toate fufele aici? Pentru că te-am văzut când ai vorbit cu sorda pe Șostache atunci. Păi da, mă, da, știi care e chestia? Ce? Am venit pentru că sunt bărbat și mi-a mai căzut și mie câte una în plasă. Dar eu pe tine te iubesc, eu ție ți-am adus toți banii. Da, tot, mă, da, tu tot, pe mine tot. Mă iubești, de-aia le mai da și altora, nu-i așa? Băi, lasă-mă, te rog eu frumos, chiar nu-mi vine să cred cum ai, cu, deci cum ai putut... Lasă-mă, deci te rog eu frumos, lasă-mă! Cum ai putut tocmai cu ăsta, cum ai putut tocmai cu ăsta să mă înșel? Și dacă era altul, ce? Nu era același lucru? Tot bărbat e, alt bărbat în locul tău! Nu mai pot de nervi, deci n-am crezut că... N-am, nu... Să-l prind și cu aia. Marea soție alu Nașu, auzi? Nașa mică, pe așa se cheamă acum, Nașa mică. E rar nașial. Las că și-au găsit ei nașul cu mine. Trebuie să-l prind, stau de vorbă cu el. Zi-mi, te rog frumos, ce taxi a luat, unde, în ce parte? Haide, frate, te rog eu, ajută-mă, frate, să-mi găsesc. O să-ți trimit imediat coordonatele. Veniți repede. Eu n-am vrut să o cred pe Fina când a venit și mi-a zis că ești o***. Nu mi-a venit să cred. Și acum el mi-a zis că la munte tu ai făcut avansul și te-ai dat și te-ai pus mâna pe nenorocire. Da? Că acum un an de zile el a venit la mine. A venit, nu te cred, până la urmă n-am ce să cred. N-am ce să mai contează cine la cine a venit? Păi... Tu m-ai înșelat pe mine, recunoaște, m-ai înșelat? Băi, te-am înșelat, pasager. Și eu te-am înșelat pe tine. Păi da, mă, dar eu te iubesc, eu vreau să rămânem împreună. Și eu te iubesc, te rog frumos, stai jos, mă iubești până la urmă. Lasă-mă, nu mă mai brusca încetată cu chestiile astea, deci stai jos, pentru că am tot dreptul. Termină acum. Nu crezi, termină. Dar nu vreau să stau jos. După ce că am cheltuit o grămadă de bani cu tine, uite ce ți-am cumpărat, ce... Da, ce te-am ținut maluț? Pentru tine, pentru că te iubesc. Da, chiar dacă am și eu când am vrut să te iau frumos, chiar... m-am îmbrăcat așa? Chiar m-ai băgat în seamă? Nu, că erai venit de la alta. Chiar dacă, chiar dacă am fost cu cât o... Să știi că eu pe tine te-am iubit, pentru că așa sunt bărbați. Uite, eu pe te-am tine iubit, te iubesc, iubit, acum. Chiar dacă iubești? Am fost cu altul. Nu mă iubești, nu mă iubești. Și tu ești și eu la fel. A, femeia aceasta sunteți. Din rău în mai rău. De luni de zile. El își face de cap, nu are nicio treabă, nicio responsabilitate. Hai, grăbiți-vă că suntem prost cu timpul și trebuie să-i prindem. Ok, hai că-l sun pe doi. Am trimis după el trei echipe. Unde s-a dus? Bănuiam, intuiam, simțeam tot, dar nu aveam cum să dovedesc. De ce ai venit, mă, cu camere să mă faci de râs? Ce credeai că rezolv deci ceva cu asta? Deci n-am venit cu camerele pentru că nici eu n-am vrut să vin. Am fost surprins de Fina ca să-mi demonstreze. L-a dus pe Ernest ca să vă urmărească, ce să-mi Fina? Demonstreze ce că Fina, ești cu... Mă, e Fina ta, nu e a mea. N-am cununat-o eu. N-ai cununat-o, dar e tot Fina. Nu, că am divorțat, este. Am divorțat de prima nevastă care și aia a fost o... Ei, da, tine, da, da, noi femeile suntem de vină în toată. De ce te-a lăsat, mă, aia? Pentru că înșelai la orice parte, tot exact, exact ca tine, da, și eu o să te las băi, toate la fel ca ea. Eu am crezut că pot să te schimb. Lasă-mă să vorbesc și eu. Eu am crezut că pot să te schimb. Băi, lasă-mă să vorbesc. Dar ești un bădoran, asta ești. Băi, mă lasă să vorbesc și eu. Nu, n-ai drept, ai vorbit atâta timp în relația asta, gata. Băi, nu știu ce-ți fac, să mor, dar ce fac? Deci ascultă-mă un pic, lasă-mă să vorbesc, că deja oricum mi s-a făcut scârbă de tine. Ia da? Spune-mă, hai. Pentru că bărbații se duc, că se duc, dar dragoste e față de tine. Păi da, dar voi vă duceți din interes, sunteți niște... Da, am vrut să mă răzbun pe tine, pa la revedere. Rămâi cu el, pa la revedere, ești... Nașă, nășică. Îndrăznește să se mai și apere. A făcut stânga. Le știam că îți place adrenalina, dacă ai nevoie de întări să mă anunți. Să-și ia inima în din, să ia taurul de coarne și să ia hotărârea decisivă. Clar. Ăsta nu merită niciun fel de păsuire. Dar sunt deja fix în spatele lui, stai liniștit. Ăsta nici nu merită să mai stea printre oameni. De aici îl preiau eu, dacă văd că a oprit. Ia.
Ia, ia. Băi, voi nu sunteți sănătoși, mă? Ia uite ce tu pe el. Mă, de ce mă urmăriți? Să-mi explici ce faci. Ce să faci? Și mă urmărești toată noaptea. Ce vrei să faci? Că nu înțeleg. A, te sună iar vreo amantă? Dar nu e problema ta cine mă sună vreau pe mine. Vreau să spun de la capul locului. Tu, mă, de ce mă urmăriți? În seara asta îți găsești hainele pe așa? Scară. De ce? Pentru că așa vreau eu. Nebunul, am muncit pentru că asta e eu. Ia mâna de pe tu fata mea. Deci, vorbesc cu tine sau vorbesc? Eu vreau să vorbesc cu nevasta mea. Cu așa, vorbește cu mine. Tu îți găsești hăinuțele pe scară. Nu sunt cârpă de spălat. Mama, vorbesc eu în momentul ăsta. Am venit în casă, te-am ajutat de câte ori ai avut nevoie. Vorbesc și ți-am fost ca mamă. Nu tu ai fost cu noi în casă, nu știi tu situația din casă. Nu ai trăit cu noi, punct. Nu am ce să vorbesc cu tine. Nu am ce să vorbesc cu tine. Eu acum. Tu așa. Îți iei frumos hăinuțele de pe scară, okay, da, păi și puțin. Ți le găsești la Sofica. Așa, aici am încheiat tot. Okay, de ce m-ați urmărit? De ce și m-ați urmărit una atunci? La mână. Păi nu mi se pare una ce cu spălatul, cu bătitul, cu aranjatul și nu ca una cu... M-ați urmărit ca să-mi spui chestia asta? Da, divorțăm! Nu am plecat ca un laș. Dar mi se pare normal să vorbesc față în față cu nevasta mea, nu cu tine, Ernest. Păi vorbește cu mine. Nu cu camera mai întâi, nu cu bodyguard-ii tăi. Păi vorbește cu mine. Dar tu stabilești totul, tu ești Dumnezeu. Eu stabilesc, eu vorbesc cu cine vreau, eu să vorbesc. Dar tu faci doar ce vrei și noi restul trebuie să ne conformăm. Eu n-am nimic cu tine personal, nu te cunosc, nu mă cunosc, nu mă interesează pe mine cine ești tu. Nu mă interesează pe mine cine e cameramanul și cine e bodyguard-ul. Pe mine mă interesează nevasta mea. Te muți unde ți-ai găsit apartamentul ăla, stai cu chirie, da? Vrei să vorbești cu mine? Du-o pe Babeta departe de mine. Babeta e, mă, circa, care ți-a dat bani. Să dă... Ce bani mi-a dat? Da? Păi n-am muncit, mă, băi, vezi că confuz bărbații tu. Tu ai fost, cu cine ai fost măritată? Auzi, banii eu am pe care tu îi muncit ore, și apartamentul unde stai? Și ție, eu în casă n-am adus bani. Da, ce bani ai adus? Eu în casă n-am adus bani. Ce bani ai adus? Cum adică ce bani care, ai adus? Care bani păi tu ții mie evidența, mă, cine ești tu? Aia, îmi ții tu mie evidența. Femeia asta, Babeta, cum îi spui tu, ți-a dat să mănânci. Eu nu am trăit cu ea. Eu am trăit cu tine. Vrei să vorbim noi sau nu? În ultimele 6 luni, ea a susținut. Vrei să vorbim noi sau nu? Punct. Hai mă, ieși și voi, vara, cărați-vă de aici. Hai, haide. La revedere. Hai. Cărați-vă de aici. Nu mai filma, domne, tu nu înțelegi să nu mai filmezi. Ai venit la mine în casă ca să filmezi. La revedere. Deci din noaptea asta, tu îți adresa. Da? Bă, tu m-am venit după mine? Nu, îți spun. Tu m-am venit după mine? Îți spun, nu te-am venit. Ok, îmi iau lucruri și mă duc la garsonele unde mai găsesc. Care e problema? Tu pe ea. Care e problema? Eu n-am venit. Dar nu intri în casă să le iei, la ușă. Așa și? Tot ce ți-ai cumpărat tu, ce ți-am cumpărat eu, le tai. Da? Ce tai, mă, tu? Toate hainele pe care ți-am cumpărat eu. Păi ce-i, mă, tu, proiector, să-mi tai tu mie lucruri? Da, hai să vezi. Hai să vezi. Adică nu mi se pare normal una să te menajeze și una să te coțeie. A, nu? Când veneai acasă și aveai chef să faci dragoste cu mine, puteai de la o poștă de parfum de alte femei plus alcool. A, deci miroseam a parfum, da? Deci nu miroseam urât. Da? Trebuia să-mi dai afecțiune. Ce afecțiune? Trebuia să mă las să bag botul pe aici, pe unde știu eu. Dar tu nu, tu ia mâna după mine, te camuflai, spuneai plafă, tu erai Tutankhamon, te făceai așa plafă, tu? Și eu stăteam acolo, păi da? Nu m-am mirosit conșel nicio secundă. Pe bune. Nu, acum m-a prins. Acum. Da, pentru că de-a până la mama. Ia spuneți-i, doamnă, de câte vreme îl bănuiți. Una e să mă bănuiți și alta e să fii sigur. Te-am bănuit, dar nu eram sigură. Gelozia este o boală foarte gravă, ai înțeles? Acum este sigură. Dacă eu făceam chestia asta, ce ziceai? Nu știu, să mă duc să închirez un apartament, să stau și eu cu unul. Păi cum să stai tu cu unul măicuță, că tu nu vrei să faci niciodată nimic cu mine? Poate nu făceam cu tine, făceam cu altcineva. Vrei să știi adevărat de ce eu am vrut să fac chestia asta? Zi. În primul rând, unul, nu te-am înșelat, te-am comparat. Așa? Da? Mă mulțumesc. Mă săturasem de atitudinea ta că, domne, eu nu fac, că sunt pe ciclu, că mă doare capul, mă doare călcâiul, m-am lovit de un cui. Femei de la o poștă. Vorbesc eu acum și după aia vorbești tu 5 minute. Eu vreau să trăiesc viața, voi. Voi eu vreau să trăiesc viața, asta din cu o femeie să de la mine. Eu n-am cum să refuz femeia aia. Păi ce sunt eu, impotent? A, nu cred că se dă. Ce să râde vreun? Nu de se ce? Dă alea la tine. Tu le încălecai în mașină ca un câine. Probleme. Ce? Am primit reclamații de undeva? Nici nu ai concepție că am de ce te mai să mă ia o prietene. Ia, mai e un căsătorit. Dar nu pot că sunt căsătorit, înțelegi? Așa și tu care faci treaba asta? În momentul în care te duci în biserică în fața lui Dumnezeu. Așa și ți asumi acolo. Vrei să spun ceva? Ce? Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, prieteni. Omule, lasă-mă cu lucrurile astea. Te-ai căsătorit cu ea ca să ce? Ca să-ți bagi joc? Ce ți-ai dat o amantă? Ține casă, să-ți iei minte. O amantă ține casă, punct. Mama, învață-mă acum lecții de viață. Cum adică până la tine ține casă? Dar ce fai, mă lecții de viață? Fiecare își trăiește viața așa cum vrei. Tu taci. Corect. Nu, cum adică o amantă ține casă? Ia ce vină are că tu obligi să-și trăiască viața așa cum nu vrea ea. Ok, și eu ce vine am dacă femeile se dau la mine? Te-ai întrebat vreodată ce simte ea? Ce vine am eu când așa s-a dat la mine? Poftim, ce vine am eu când așa s-a dat la mine? Puteai să spui nu, puteai să spui eu iubesc pe soția mea. Băi, uite, nu e prietena ta, păi, dar frate, nu asta te face bărbat pe tine. Păi ce sunt eu, mă, Maciu Picio? Auzi, uite, s-a dat aia la mine. Nu, te dau la poartă și bă, că asta sunt bărbat. Asta te face pe tine, bărbat. Sunt bărbat. Asta te face pe tine, bărbat. Nu, te face pe tine, bărbat. Deci pe asta, pe tine, asta te face bărbat. M-ai iubit? Uite-te la mine, m-ai iubit? Fii sincer, ultim moment. M-ai iubit vreodată?
Hai mă, lasă-mă mă cu de-astea, mă, lasă-mă mă cu iubire, cu afecțiune, de cu lasă. Te muți, din de noaptea astăzi... asta te muți. Și tu ce da. Faci? Eu îmi rămân acasă. Din momentul ăsta, iubirea mea a murit pentru tine. Cristina, te-am compromis dacă mai pierzi vremea și timpul cu ăsta. Cum să stau cu el în brațe când venea și mirosea alcool și a parfum de femeie? Eu unde eram să fiu alături de tine? De ce nu mi-ai spus? Nu trebuie să ne dați nicio explicație. Suntem toți alături de tine. Lasă-l taurul comunal. Lasă-l. Hai să mă ajut să-i strâng bagajele. Hai. Îți mai aduce aminte? Omul care intermediază să ajungă pe stradă, da, la volan, tot felul de dubioși, că altfel n-ai cum să le spui, care după aia dau peste copiii noștri petrecerea de pietoni, care după aia ne omoară soțiile, mamele în accidente, de ne mirăm toți, ne oripilăm toți pe la televizor, vai, cum de s-a putut întâmpla așa ceva? Dar el e bărbat, mă. El dă lecții de viață, mă. El e bărbat și taie și spânzură. Vai de capul vostru, vai de steaua noastră. După sute de cazuri, încă anumite situații ne pot surprinde și pe noi. Pentru că unii oameni, pur și simplu, nu au niciun fel de reper moral. Trăim într-o lume în care totul se negociază. Dar dați-mi voie să vă spun, chiar dacă pot părea de modă veche, că anumite lucruri chiar nu se fac. De ce? Ați văzut rezultatul în această seară. Două familii distruse și de ce să ne ferim? Dezgust în fața unor oameni fără caracter. Dar dacă totuși vreo fantezie vă pândește, nu uitați, ochii din umbră văd tot. Dragi telespectatori, patimile, spiritul aventurier și neputința de a-ți înfrâna pornirile sexuale sunt lucruri deloc onorabile, dar întâlnite des în natura umană. Dar de aici până a-ți bate joc de propria familie, de niște legături teoretic sacre și de niște promisiuni este cale lungă. Nu vă mai jucați cu fericirea voastră, căci vine o zi când orice roată se întoarce.